Bună ziua! După ce în clipul anterior am clarificat câteva noțiuni legate de desktop și de iconițe, ne propunem acum să discutăm despre taskbar sau bar de programe, cum îi mai spunem noi. Ce este taskbarul? Este o formațiune grafică asemănătoare unei bare, de aici și denumirea, aflată la baza ecranului. În cazul nostru, pe această schemă de culori aleasă pentru Windows, ea are culoarea neagră, dar s-ar putea, la dumneavoastră pe calculator, să o găsiți colorată și altfel, albastru, roșu. Depinde de schema de culori pe care ați utilizat-o. Indiferent însă de cum arată ea, din punct de vedere coloristic, conține aceleași elemente. În primul rând, în partea din stânga a ecranului avem butonul Start. Butonul acesta Start este o caracteristică a Windows-ului. A existat de la primele versiuni de Windows, încă din anii 80-90. O singură dată a fost exclus, și anume când a apărut Windows-ul 8. Protestele venite din partea comunității au fost însă mari și a trebuit să fie reintrodus, apărând pe piață versiunea 8.1 cu butonul de start la locul lui. Îl regăsim acum și în versiunea Windows 10. Ce este acest buton de start? Este suficient să facem un click pe el, ni se deschide un meniu, în partea stângă avem o listă a aplicațiilor, a programelor din calculator, în ordine alfabetică, iar în partea dreaptă avem niște iconițe, niște formațiuni grafice, niște butoane de formă pătrată, fiecare dintre ele fiind asociat unei aplicații din partea stângă. Pentru ce a fost nevoie să se introducă și această schemă cu butoane? Nu era suficient să avem la dispoziție lista de aplicații din care să ne putem selecta noi cu un click programul pe care dorim să-l rulăm? Trebuie spus că aceste butoane au fost introduse odată cu Windows 8. De ce? Pentru că Windows-ul 8 a fost gândit ca un sistem de operare universal care să meargă și pe desktop-uri, și pe laptop-uri, și pe tablete, și pe smartphone. Întrucât era necesar să se pună la dispoziție utilizatorilor și o facilitate de touch, s-a introdus această formă grafică. Practic, în momentul în care dorim să lansăm o aplicație, avem de ales fie să dăm un click în partea stângă, pe lista clasică, fie un click în partea dreaptă a ecranului. De pildă, dacă aș dori să zic să lansez în execuție programul Word, am de ales fie să-l găsesc aici în lista de aplicații, în ordine alfabetică, aici, și să-l lansez, să dăm un click pe el, fie, dacă doresc, să mă duc în partea dreaptă a listei, să găsesc pictograma, iconița sau butonul, cum doriți să-i spuneți dumneavoastră, cu inscripția Ort și să dăm un click pe el. Este același lucru. Ne punem atunci întrebarea de ce a fost nevoie să se piardă acest spațiu în mod aparent inutil, pentru că același lucru, și anume lansarea unei aplicații, o puteam face foarte bine din lista, din partea stângă. La acest lucru s-au gândit și proiectanții sistemului de operare Windows 10, lăsându-ne nouă latitudinea să jonglăm cu această listă, cu iconițe, astfel încât să putem asocia un buton sau să disociem acest buton de o aplicație din partea stângă. Concret, să presupunem că am o aplicație cu care lucrez frecvent, să zicem aplicația Access.
Nu am aici un buton în partea dreaptă. Este suficient să dăm un click dreapta pe ea și să-i spunem pin to start. Și în acel moment ne va apărea aici butonul, iconița asociată aplicației Access, pe care pot să o iau frumos și să-mi o pun unde doresc. Aceasta înseamnă că pe viitor nu mai mă duc în partea stângă în listă, ci voi lansa aplicația Access de aici din dreapta. Dacă însă invers acum, nu am nevoie de un buton aici și prefer să lucrez cu lista, mă duc la butonul pe care vreau să le elimin, dau un click dreapta pe el și zic unpin from start și atunci el va dispărea. Pot să le elimin pe toate, caz în care nu mai rămân decât cu lista tradițională de aplicații în partea stângă. Cu alte cuvinte, pot să încreionez aici un meniu pentru lansarea aplicațiilor, pot să-mi conturez aici un meniu, să-mi proiectez un meniu pentru lansarea aplicațiilor pe care doresc să le frecventez în mod curent. Acum, pentru a înlămurit ce este acest buton Start, mergem mai departe pe bara de programe, avansăm în partea dreaptă. Aici avem un spațiu unde spune Type here to search, avem un spațiu în care noi putem introduce un text, o întrebare, o chestionare, care după ce va fi preluat de către sistemul de operare Windows 10, va genera o căutare în catalogul aplicațiilor, în catalogul fișierelor, în catalogul celorlalte, în catalogul documentelor aflate pe calculator, astfel încât să se poată detecta un element care are tangență cu chestiunea, cu întrebarea adresată de către noi. Dacă nu se găsește un răspuns prin scotocirea resurselor calculatorului la care lucrăm, se iese pe internet, practic, se iese în Bing, în motorul de căutare al Microsoftului, și se încearcă găsirea unui răspuns. De pildă, dacă noi am dori să obținem anumite informații sau chiar acces la o componentă a sistemului pe care nu o vedem afișată pe ecran, de pildă la control panel. Vreau să lucrez cu control panel-ul și nu știu cum să ajung la el. Tastez aici, de pildă, foarte frumos, control. Deja a apărut, nici nu mai e nevoie pe ecran să continui tastarea, deja mi-a apărut, dau un click pe el și am acces la control panel. Desigur, Windows 10 poate să facă mai mult decât atât. De pildă, tot acest spațiu de căutare, de scotocire, poate fi completat prin tastare, dar în același timp eu pot să setez în settings o facilitate de a adresa respectiva întrebare pe cale vocală. Spunem noi că avem de a face cu robotul Cortana, pus la dispoziție de către Microsoft în cazul Windows 10, prin care asistentul vocal cu denumirea Cortana preia întrebarea mea adresată de data aceasta nu în scris, ci la microfon și îmi răspunde pe cât posibil tot vocal. Dacă nu, îmi răspunde în scris. Este o practică din ce în ce mai utilizată și anume aceea de a pune la dispoziție utilizatorului un mijloc de interacțiune cu sistemul de operare, fie text, fie pe cale vocală. Noi am dezactivat însă robotul Cortana pentru că o condiție de folosire a acestui asistent vocal este aceea de a lăsa Windows-ul să obțină în permanență despre tine
informații privind lucruri pe calculator. Ce foldere utilizezi, ce programe utilizezi, documentele pe care le-ai salvat, site-urile pe care mergi și așa mai departe. O serie întreagă de informații sensibile pe care nu am dorit să le lăsăm la dispoziție nici asistentului, nici sistemului de operare. De ce este necesar acest lucru? Pentru că lucrul cu asistentul vocal Cortana conține numeroase elemente de inteligență artificială, acesta modelându-și comportamentul și rafinându-și metoda de căutare a informațiilor după comportamentul nostru. Și atunci ni se spune, lasă Microsoft să te citească, adică lasă să-ți creeze un profil și cu cât acest profil va fi mai bine creat, cu atât rezultatele vor fi mai bune. Trecem acum, ne ducem mai departe pe bara de programe și să vedem ce găsim. Găsim această zonă cu iconițe mici, spunem noi, adică de dimensiune pe jumătate cât sunt cele de pe ecran. Dumneavoastră s-ar putea să aveți aici alte iconițe, nu este obligatoriu, ba chiar este foarte firesc să aveți niște iconițe diferite de ale noastre. De unde provin aceste iconițe? Păi, în primul rând, să vedem la ce ne slujesc. Iconițele care sunt aici, așa cum am învățat, au ceva în spatele lor. În cazul nostru, o aplicație. Este suficient să dăm un click pe iconița respectivă ca să lansăm aplicația în execuție. Observăm însă că unele iconițe se regăsesc și pe ecran, de pildă Chrome-ul. Îl am și aici. Care este deosebirea între ele? Cele de pe ecran pleacă în general la dublu click. E necesar să dau un dublu click ca să le lansez. Cele de aici de jos pleacă mai rapid, la un simplu click. Cum au ajuns aceste iconițe jos? Foarte simplu. Unele dintre ele sunt plasate automat de către Windows în momentul instalării, având eu, bineînțeles, posibilitatea ulterior să operez asupra lor, în sensul să le dau afară din bara de programe sau să le reintroduc, iar pe altele le introducem noi pe cale manuală. Cum putem face acest lucru? Foarte simplu. De pildă, am aici iconița asociată Chrome-ului. O am și pe ecran sus. Și poate ajung la concluzia că nu-i nevoie să mai mi-ocup spațiul jos cu ea. Clic dreapta pe ea, îi spunem Unpin from Taskbar și a dispărut. Nu mai am jos, o am numai sus. Dar hai să zicem invers. O am sus pe ecran și doresc acum să reintroduc în Taskbar. Cum fac? Foarte simplu. Clic dreapta pe ea, pe această iconiță și zic Pin to Taskbar. Și am introdus-o. Vă dați seama că putem să avem aici N iconițe cu lansare rapidă. După aprecierea dumneavoastră, unii preferă să aibă mai multe, unii preferă să aibă mai puține și să economisească spațiul acesta de afișare. Spațiul acesta de afișare, de culoare neagră, destul de mare în cazul nostru, va fi folosit pentru afișarea iconițelor aferente aplicațiilor în execuție. De pildă, hai să presupunem că dorim să lucrăm cu aplicația WordPad. O lansăm în execuție, dublu click pe ea, facem imediat, și în acest moment observăm că la baza ecranului a apărut o formațiune grafică asociată task-ului, aplicației aflate în execuție. Dacă poziționăm mouse-ul deasupra, aici ne va apărea o miniatură aplicației respective. La ce ne slujește această miniatură? Dacă sunt foarte multe aplicații lansate, puteți le vedem pe toate înșirate frumos aici, sau dacă dorim să închidem aplicația, nu ne mai ducem până sus în colț la fereastră acolo, ci putem să o închidem foarte frumos de aici.
Dar dacă lansăm două aplicații, vor apărea două astfel de formațiuni grafice. Am lansat de pildă Wordpad-ul și acum să lansăm Edge-ul. Am și Microsoft Edge-ul, am și respectivul Wordpad lansat. Le pot închide frumos fie cu X-ul tradițional din fereastră, dar le pot închide și cu X-ul de aici. Dacă nu vedem nicio astfel de formațiune grafică în zona aceasta de afișare, înseamnă că nu avem aplicații care se execută în mod curent pe calculator. O să spuneți, păi nu le vedem pe ecran dacă se execute. Unele dintre ele s-ar putea să nu afișeze nimic pe ecran în momentul execuției. Spunem noi să lucreze ascuns, dar obligatoriu, în momentul în care vor fi lansate în execuție, își vor face simțită prezența aici, în acest spațiu de afișare. Mergem mai la dreapta și acum găsim mai multe iconițe, să le spunem, iconuri, care fiecare, așa cum am învățat, conțin în spate ceva. Este zona cu programe, cu aplicații pe care le lansează automat Windows-ul. Când? La startare. Pentru că în momentul instalării Windows-ului pe calculator, cel care a instalat Windows-ul a avut posibilitatea să croiască, să ajusteze o listă cu programe care vor fi încărcate în mod automat la fiecare startare a Windows-ului. Unele dintre ele sunt necesare întotdeauna. De pildă, aici avem setarea datei și orei sistemului. Aici avem setarea limbii, setarea tipului de tastatură pe care îl avem. Franțuzească, germană, în limba română, etc. Aici avem o iconiță foarte mică afișată lucrului în cloud. Dacă spațiul care îl avem la dispoziție nu este suficient pentru afișarea tuturor acestor programe care se derulează independent de voința noastră, nu noi le-am lansat. Avem aici această însemnare ca un accent circumflex, această săgeată în sus, care ne spune că mai avem iconițe ascunse. Dăm un click pe ea și, într-adevăr, găsim aici iconițe asociată legăturii la internet, asociată plăcii de sunet, asociată programelor care lucrează în mod adițional cu placa de sunet sau cu placa grafică. Ca să simplificăm lucrurile, am putea spune așa: zona aceasta liberă neagră ne aparține nouă, în sensul că aici vor fi afișate programele pe care le lansăm, iar zona aceasta din dreapta aparține Windows-ului, în sensul că aici vor fi afișate iconițele care sunt atașate programelor de sistem. Un program, o aplicație clasică, categoric va apărea aici. Un program care utilizează facilități ale sistemului de operare Windows va apărea aici, în partea dreaptă. Este foarte riscant, dacă nu știm ce se întâmplă, să lucrăm cu o iconiță de aici, din dreapta. Pentru că, cu multă ușurință, putem să denaturăm niște parametri ai respectivei aplicații și să o facem inoperațională. Gândiți-vă, de pildă, că dăm un click aici pe selectarea tipului de tastatură și mi-aleg din greșeală, în loc de tastatură în limba engleză, tastatură în limba română. Pentru că eu, din eroare, din necunoștință de cauză, deduc că dacă îi spun să
utilizezi o tastatură în limbă română, voi putea să utilizezi diacriticele A, E, Ș, Ț. Nu. Nu se va întâmpla acest lucru. El va fi pur și simplu derutat, Windows-ul. Va crede că are de-a face cu o tastatură în limba română cu o anumită dispunere a tastelor și cu anumită schemă de coduri. Și în momentul în care eu voi folosi o tastatură de fapt în limba engleză, voi constata că apăs o tastă și pe ecran apare cu totul altceva. Nu-mi dau seama de unde provine acest lucru. Deci nu este bine să lucrăm cu aceste aplicații de sistem decât dacă știm foarte bine ceea ce facem. La unele dintre ele nici nu avem acces decât dacă suntem setați ca administrator. De pildă, la schimbarea datei și orei sistemului nu au acces decât cei care au fost declarați ca administratori în conturile lor. Altfel apare access denied, acces interzis. Și după ce am lămurit și aceasta, mergem în partea dreaptă extremă a ecranului, avem aici un simbol care, în momentul în care îl activăm cu un click, va genera afișarea notificărilor primite de către noi din partea sistemului de operare Windows. Pentru că sistemul de operare Windows 10 are o caracteristică destul de nouă și anume, în permanență ne ține la curent cu anumite evenimente critice sau, să zicem, interesante. În momentul în care vedem că a apărut aici 1, 2, 3, 4, înseamnă că avem 1, 2, 3, 4 notificări în canalul acesta de știri și ar trebui să facem bine, să facem un click și să vedem ce s-a întâmplat de fapt. Să recapitulăm. Am discutat despre bara de programe sau taskbar. I se spune așa pentru că, după cum v-ați dat seama, cu ajutorul elementelor din ea putem să pilotăm lumea aceasta a aplicațiilor care există în calculator. Cu butonul Start pot să lansez ce aplicație vreau, inclusiv utilizând aceste iconițe mai mari din dreapta. Aici pot să caut printre aplicații, printre fișiere. După care am la dispoziție zona de lansare rapidă în care pot să aduc foarte simplu iconițele atașate aplicațiilor ce mă interesează. Am apoi zona de afișare a aplicațiilor în lucru lansate de către mine, care pe măsură ce se completează îmi spune mie câte programe sunt încărcate în mod activ în calculator. Și am zona aceasta din dreapta cu aplicații, cu programe de sistem, care ne ajută să lucrăm în mod corect, în mod performant cu sistemul de operare. Dacă trec mouse-ul pe deasupra lor, fără să apăs pe niciun buton, îmi va apărea într-un hint, într-un zonă din aceasta albă, denumirea și o scurtă, foarte scurtă referință la domeniul de utilizare a iconiței respective. Și mai am aici, în partea dreaptă, o iconiță cu simbolul unui mesaj pe ea, care la o activare cu mouse-ul va genera afișarea setului de mesaje pe care l-am primit eventual de la Windows. Încheiem aici această prezentare, vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm la al treilea videoclip, care de data aceasta va fi dedicat unei alte noțiuni fundamentale și anume folderele. La revedere!